Bine m-am regăsit, prieteni, săptămână luminată, nesăptămână neluminată, cum vreți să o luați, dar știrile trebuie să fie știri. Și nu sunt foarte luminate, adică luminița aia pe care o vedeam noi la capătul tunelului, de fapt, cred că e un tren care vine să ne tragă una, să ne zdrobească de pereți. Adică l-am văzut astăzi pe domnul Boloș. Bă, și înainte l-am văzut. Înainte l-am văzut pe domnul Ciolacu, pe toți i-am văzut. Omule, salarii mărite, profesori, asistente, la toată lumea să ia bani. Și astăzi a venit și acolo la rever și prin niște două, trei neologisme, dar ne-a dat de înțeles că acele corecții financiare ne vor goli buzunarele. Adică, bă, cruce necruce, dar dă banul, marcă banul. Și m-am uitat, bă, stați un pic, că a spus că aveți bani. A zis că aveți bani de salarii, de toate promisiunile. Și dintr-o dată n-avem bani. Mai mult decât atât citesc în presă, am văzut pe news.ro, că acum merge guvernul la Loteria Națională, ăia care dau banii cu 649, dar bă, dați-ne niște bani să trimitem sportivii la Olimpiadă. Bă, tată, de asta n-a mai fost, cred că nici pe timpul lui Ceaușescu. Nici, nu mi-amintesc să fi fost momente de asta de atâta jenă publică. Păi nu mi-ai spus că ai bani. Mi-ai zis că, domnule, avem deficit de aproape 6, ia că e aproape 7, în condițiile în care 4% din PIB, da, înseamnă bani de la Uniunea Europeană. Adică noi ce facem? Și stai și te gândești. Și eu am impresia că domnul Boloș merge mult mai des la biserică decât la bibliotecă. Bă, e popă. Da, merge la biserică, n-am nicio problemă cu asta, Doamne ferește, să zic ceva de credință, dreptul de a crede, n-am nicio problemă. Dar când e vorba să împarți banii, parcă era chestia cu pilda talentului, cu... Nu, ăsta n-am nicio treabă. Adică omul știe economie cât, nu știu, știe nevastă mea, că îi place să cheltuie mai mult decât, sper să nu mă audă. Înțelegi? Pur și simplu. Sunt două exemple în lume, da? De crize și soluții la crize. Ca să vedeți diferență de opinie, diferență de soluție, dar și diferență de, dacă vrei, rezolvare. 1825. Nici dracu nu învață de ea. Doamne ferește să învețe copiii noștri la orele de antreprenoriat sau la orele de economie, ceva să învețe despre asta. În 1825 m-a venit o criză de aia turbată în Anglia, de o dat de pământ. Și fii atent, directorul Băncii Angliei explică peste ani cum au trecut foarte repede peste criză. Adică prăbușire, da? Au zis, domnule, noi am început să dăm credite prin orice metode, să ajungă banii la oameni. Să ajungă banii la oameni, pentru că dacă ajung banii la oameni, cumva se ranforsează, ăla își face o afacere, ăla își duce afacerea mai departe, ăla cumpără ceva, ăla mișcă ceva și când se mișcă banii, se mișcă economia. Când se mișcă economia, economia se mișcă doar în sus. 1825, da? Anglia. 1826, recesiune, doar că a durat un an. 1827, creștere cu 30%. Adică ei au rezolvat recesiunea și toată criza într-un an. De ce? Au înțeles că trebuie să dea jos taxele, lumea să respire, pentru că dacă lumea respire, ce înseamnă? Are încredere în economie. Când ai încredere în economie, ce faci? Investești. Vrei să-ți mai desfaci, să mai dezvolți o afacere. Adică miști pur și simplu, ok, e crizuță, dar vezi că totuși se mișcă lucrurile, am încredere că lucrurile vor merge bine, lumea scoate banii, se cumpără, se vinde. Și uite, așa s-a rezolvat o criză care părea catastrofică. Toată lumea crede că vine apocalipsa peste Anglia. Ăsta e primul model. Al doilea model, Statele Unite, cu gafele de rigoare. În Statele Unite, 1829. Bă, băncile s-au închis pur și simplu ele. N-au vrut să dea nimic, bani de aia ieftini. Din potrivă, mărim dobânzile. Păi când au mărit dobânzile, au venit statul și au zis, băi, mărim taxele. Da, ai mărit taxele și ce s-a întâmplat? Criza a mers rău de tot pentru oameni. Ajunsese șomajul undeva la 28%. Imens. Da? Și este un exemplu celebru pentru că nu mai investea nimeni. Gândiți-vă că crescând taxele, neavând încredere în economie, da, în Statele Unite era vorba, nu mai vorbesc de ceilalți, erau, lumea întreagă era cu sus în jos. Dar Statele Unite, cea mai puternică economie. Să vă gândiți
că lumea scotocea prin gunoaie ca să găsească o bucată de cărbune. Pentru că era o problemă cu căldura, cu toate astea. În timp ce, la poarta fabricilor, după gard, stăteau o grămadă de utilaje care puteau scoate în 5 minute cât costeau aia în 5 zile cărbune. Înțelegeți? Doar că n-avea cine să le conducă. De ce? Pentru că patronii au zis, bă, la așa taxe mărite, la așa criză, băncile au scumpit tot, liniile de credit pentru utilaje, nu mai am încredere să iau un muncitor. Și atunci a venit o criză care a dat lumea peste cap, până prin 33, toată lumea a fost infectată, practic, de modelul ăsta al aricelii statului. Dom'le, să nu dăm bani. Evident că statul când mărește taxele, vin și băncile. Dom'le, nu dăm bani, că n-au ăștia să ne plătească creditele, nu mai dăm niciun credit. Sunt două modele. Și după câtva timp a venit Keynes, celebru economist, care a spus o chestie. S-a uitat la Anglia, s-a uitat la modelul american. Și o să-mi fie următor. Bă, dacă vrei să răstori societatea, asta sunt cuvintele lui, devalorizează-i moneda. În momentul în care devalorizezi o monedă, tu ca stat, tot ce înseamnă legile economiei, da, se aliază pentru distrugerea economiei. Legile economiei sunt niște iepuri sperioși. Atât ai făcut, o gafă, și în momentul ăla s-a dus totul dracului. Amintiți-vă de acel secretar de stat de acum vreo 3-4 ani, nu se mai știe numele, n-a plătit cu funcția, care a venit, nu știu când, de acolo în iarnă și a zis, băi, nu mai avem curent, ceva cu debit, Dunării, și au plecat, s-au triplat pe bursă prețurile la kilowatt. A plătit cu ceva, nu. Da, domnule, a fost o gafă, e de-al nostru, cum să-l dăm afară? Păi îl torcoșeam, uite așa, uite, îi făceam ca la un muc de țigară. Sigur, metaforic. Dar ăla nu mai pupa partid, ăla intra și în pușcărie, la cât de prost ală a fost. Dar partidul, cu partidul nu te pui. Atâta înțeleg ei din economie. Și domnul Boloș are capacitatea aia foarte zâmbăreață, știi, cu ochelari aia, fumurii, cred că vrea să limite pe Helvig, știi? Probabil, știi? Și vine așa să ne spună, să ne arate, însă, aici aveți un fragment, titlu, sigur ați văzut emisiunea, sper, de pe Prima News, l-a luat Cristache la întrebări și a zis, băi, statul a închis ochii la evazioniști, s-a pus pe cetățeni că n-a mai avut fonduri, da, i-a explicat, băi, pentru 200 de lei mie mi-au blocat conturile, dacă am uitat să plătesc. În loc să fie o chestie, bună ziua, o chestie automată, ați uitat să plătiți nu știu ce mama dracului de taxă. Pentru 200 de lei, închise conturile, o întreagă nebunie să le desfaci, să le deblochezi, să le mama dracului. La ăia care au datorii de miliarde, de sute de milioane sau de milioane, vai, dar cum să ne apropiem de ei? Doamne ferește, săptămâna luminată, dăm cu capul, dăm de piatră. Înțelegi? Și el a zis, păi știți, vreau să fiu elegant. Boloș, ia-ți eleganța și drept eleganța asta și drept în sutană să te duci, că n-ai ce căuta la finanțe. Nu înțelegi nimic din economie. Atâta vreme cât toată lumea vă spune, vă arată exemple celebre, vă arată tot, ca la ăia de la... Nu, mă, ăsta este 1, ăsta e plus, ăsta e 1, ăsta e egal, da, suma egal, 2. Da? E ca la cosorul lui Mocean. Da, mai țineți minte din cel mai multe pământeni. Marea artă, mare inteligență era să spui, cosorul lui Moceanu a fost inventat de Mo și deținuții Ceanu. Asta trebuie făcut și la Boloș, la Popa Boloș. Vii să-mi arăți crucea aia și după aia, pof, crucea mamii mele, că mi-a zburat economia din mână. Adică toată lumea ți arată, bă, băiatule, în momentul în care scazi taxele, ai văzut-o și tu în România, vin mai mulți bani la buget. În momentul în care mărești taxele, vin mai puțini. Câte explicații să-ți mai dea economia? Că mură în gură ți-a dat. Asta este, tată. Atâta pricep ăștia. Iureșul ăsta care va veni în 2025-2026, Doamne ferește să nu pună țara asta la pământ. Pentru că pe plan exter se mișcă așa cum se mișcă, bine, binișor. Da? Adică încredere, previzibilitate, cea mai mare bază militară americană, foarte important, da? Dincolo de NATO, dincolo de asta, americană,
din Europa se face la noi. Avem o poziție cu adevărat strategică acum. Nu mai suntem între alea trei imperii, care noi așa ne-au cocoșit pe când alții făceau catedrale, noi cu Dochia, cu Traian, cu bla bla bla. Da? Acum suntem noi parte a unei părți incredibile din lumea asta, numită lumea liberă. Avem niște oportunități incredibile și dintr-o dată s-ar putea ca ăștia să o dea de gard. Adică l-am auzit pe Boloș vorbind despre faptul că vrea să ducă deficitul, să-l aducă la 3% în 7 ani. Păi bă, dar tu nu stai 7 ani la guvernare. Că în 7 ani se pot schimba multe. Adică după 7 ani, adică faci tu praf acum 4 ani ăștia care vin bugetul, poate vin alții, ăia care trebuie să plătească așa ca de obicei, cum se întâmplă în România, și după 7 ani zici, băi, n-au reușit să facă nimic, alegeți-i pe noi, socialismul, multilateral dezvoltat. Socialism, da? V-am arătat cum se mână calul. Dii căluțule, cine mi-a despot COVID, calul, să-i trăznească năravul. Ca să înțelegeți. După aia, mă duc la altă pălmuță peste ceafă, a venit Erdogan. Și toată lumea mai țineți minte, acum, până acum vreo săptămână, până ieri, de fapt. Domnule, avem susținerea Turciei pentru Iohannis, la șefia NATO. Și acum, oficial, frumos, turc, a ieșit și a spus și corbul zise nicac da. Edgar Allan Poe într-o spasiba. Într-un fel de rusă de aia copciolită. Adică a spus foarte clar, îl susținem pe Mark Rutte, pe olandez la șefia NATO. Eu mă întreb care a fost miza lui Iohannis. Pentru că se fac tot felul de premiere, din păcate, în România. Eu nu mi-amintesc ca cineva să-și fi anunțat candidatură la NATO. Candidatura la NATO nu este o candidatură politică. Sigur că toate culisele sunt politice, dar nu trebuie confundată cu o campanie electorală. Domnule, vreau să candidez la NATO. Nu! Se află pe surse, se dau pe surse, se negociază, există sensibilități, există traume, există adversități, exact cum au avut turcii față de Mark Rutte. Există oportunități, exact cum are Europa de Est acum vis-a-vis de șefia NATO. Dar să vii dintr-o dată și să spui candidez, ok, toată lumea s-a uitat cumva bine, mă. La câteva ore, amintiți-vă, Marea Britanie, Franța, Germania și Statele Unite au spus să-l susținem pe Rutte. Adică, cumva trebuie să-ți dai seama, ai negociat în mantă. Dom'le, vreau șefia NATO, știu că nu o primesc, dar poate îmi spuneți că pot primi altceva. Acum am văzut că nici pe Ursula nu poate să dea la o parte, că se fac tot felul de... Să vedem cine candidează, Iohannis nu era acolo. Bă, Doamne ferește să rămână epoca asta în istorie ca epoca proștilor. Doamne ferește, au mai fost de-astea. Da? Turtucaie de-astea au mai fost. Și întotdeauna, ăia care au greșit, în loc să fie dați de pereți, au fost avansați. Iliescu, de exemplu, era... Nu ăsta Ion, ăsta Eternu. Nu. Generalul Iliescu era ăla care a făcut praf și pulbere bătălia de la Turtucaia. Pagina rușinoasă, poate cea mai rușinoasă, alături de pacea de la Buftea, da? Din istoria României moderne. Adică ne-au bătut aia de ne-o spart. Și ăla de la Turtucaia, care era pila și prietenul de familie și de alcoale al lui Brătianu, dobitocul ăla la care facem acum statui și dăm nume de bulevard și de licee, da, ăsta, așa este. A fost un idiot la fazele astea. Ca politică internă, dobitoc, dobitoc, dobitoc. Politică externă are meritul că a fost și el la Paris, deși nu spunem că francezii au dat un șut în spate, bă, bâși de aici cu ăsta, că nu ne înțelegem, vreți dracului unire cu Transilvania, cu nu știu care, și ăsta nu vrea să audă de minorități. Și l-au expediat la București și au trebuit să ia trenul repede, repede, vai, da, voievod să meargă acolo să calmeze spiritele, că bou ăsta era cu... Da, ca să înțelegeți, să le știți. Că nu le aflați din cărțile de istorie unde toată lumea vrea să fie fată mare. Și se fac niște ginecomastii în istoria noastră și niște... Înțelegeți? Multe, multe, multe. Și himenoplastii, full option. Și atunci, domnul general Iliescu, prietenul lui Brătianu, după ce a făcut rușinea istorică la Turtucaia, a fost avansat.
atașat militar la Berlin. La Berlin, că ne place nouă la nemți. Ne place acolo bere, curățenie, nu trebuie să o facem noi. Dă statul român bănuți de bere. Mi să nu se întâmple și acum ceva la fel. Pentru că, bă, ceva nu. M-am uitat apoi la declarația aia a tovarășului Ciolacu. Băi, el a spus că a fost o glumă. Eu, dacă a fost o glumă, zic că e glumă de autobază. Da, a venit Ciolacu, numai că s-a cam ars. S-o vedeți iarăși. Îmi dai, te rog, video-ul ăla. Păi, a venit Bănățeanu de Grindeanu să facă autostradă în Moldova. Buzău nu e Moldova și vă rog frumos să nu mă jigniți. Asta e, a venit Bănățeanu de Grindeanu, adică, să facă autostradă în Moldova. Adică că Bănățeanu de Grindeanu. Grindeanu, săracul, care e originar din Gorj. Dar acum fiecare cum ajunge prin Ardeal sau Banat, ești repede pe digrid ăsta de Ardeal sau Banat. Nu știu de ce. Bun, dar lăsăm la o parte asta. Însă, dacă îmi spui că a fost o glumă, a fost o glumă de autobază. Sunt chestii care nu se fac. Sigur că putem face, putem zice bancuri cu moldoveni. Mie, de exemplu, îmi plac bancurile alea cu ardelen, că sunt ardelean. Și râde, mă prăpădesc când melc cu țuști, când cântă greierele, siurche, siurche. Chestii de astea, adică râz, e o formă de solidaritate chiar identitară, pentru că ironia și autoironia sunt niște valori pe care, cum să zic, le poți atinge dacă ai cât de cât un pic de școală. Dacă ești prost, te duci la autobază. Și pe mine mă miră Ciolacu, pentru că totuși în ultima vreme se vede că au lucrat, acum sincer, au lucrat ăia, consilierii. A niște consilieri americani, se aude, care l-au mai învățat. Dom'le, zici tu, două, trei chestii așa mai de substanță. Du-te la populist, dar la un populist de la care să fie dublat de fermitate. Nu se poate ca statul să trăiască bine și privatul rău. Sigur că el face invers. Sigur. Dar nu punem problema așa. Și m-am uitat cum îi răspund moldovenii. Pentru că a jignit o grămadă de oameni. Nu o poți să faci tu chestia asta. Nu poți să facă nimeni. Da? Și vine, de exemplu, Dan Postolache și spune foarte clar. Ca moldovean, declar că mă simt foarte, foarte jignit. Încep să cred că noi, moldovenii, vă deranjăm. Pe mulți din țara asta pe care moldovenii, da, au făcut-o, mai mult ca muntenii sau oltenii, să fie cu iertare. Pentru că Moldova a renunțat la avea o capitală, Iașul, pentru ca să existe un stat național, un sâmbure, o sămânță din care să crească o țară. Să vă fie rușine tuturor celor care gândiți ca Ciolacu. Și sunteți mulți în toate celelalte regiuni ale acestei țări. Chiar dacă Miorița e încă valabilă, mai analizați. Pentru că s-ar putea ca la un moment dat să ne despărțim. Vezi, Ciolacule, se aude că ai luat bacalaureatul la 38 de ani și încep să cred chestia asta. Până acum n-am crezut. Am zis, mă, a făcut el o facultate de așa pe să-și iei diploma pe internet, dar da, totuși. Nu, încep să cred chestiile astea. Încep să cred chestiile astea, mă duc mai departe, da? Ca să vedeți. În ciuda cenzurii de la marile televiziuni, declarația jignitoare a lui Ciolacu la adresa moldovenilor începe să facă valuri. Mai rămâne să înjur Dolju și Teleormanu și gata, te-ai pus bine cu aproape tot electoratul. Pentru că, bă, ia gura pe dinainte. Iau impresia că sunt foarte spirituali. Că dacă râde ea de lângă ei, știi că este o diferență extraordinară de semantică socială. Da, sau semantică. Poți să zici la belle époque. Epoca frumoasă. La belle époque, aia de dinaintea primului război mondial, etc. Sau poți să zici la belle époque. La belle époque. Da? Și când ai atâtea de ăștia pe lângă tine, iezme, de ăștia care să trăiți șeful, aveți dreptate șeful, vai ce deștept sunteți șeful, începi să crezi că ești deștept. Și începe hibrisul ăla să crească în tine, știi? Dai pe din afară, ai impresia că ești foarte deștept, că ești singurul deștept, că ești însuși deșteptătorul lumii. Ești însăși definiția deșteptăciunii, a inteligenței. Nu-ți mai încap, toate costumele ți-s mici, nu se mai încheie, burta crește, uite așa, zici, cum dracu? Doai, Doamne ferește, îmi crește un cred că mi-a crescut un creier lângă duoden. Vai, și lângă mațul gros mi-a crescut un creier. Asta se întâmplă cu hibrisul lor. Ei nu-și dau seama că încep să fie bolnavi. Este o carte senzațională, sunt două cărți, de fapt. Prima dată, acești bolnavi care ne guvernează, e o carte a unui francez, și m-a venit-o încă un francez care a scris acești nebuni care ne guvernează. Adică, bă, până la urmă, trebuie să fiu un pic mai cizelat un pic. Arată-mi că ai fost la școală. Arată-mi că ai fost la școală. Că n-ai jucat numai poker, așa cum ai spus. Alt comentariu. Costică Bratul.
Acum înțeleg pe deplin de ce n-au vrut să dezvolte sau să lege prin autostrăzi de celelalte provincii Moldova. Suntem cotați oameni rudimentari sau cum le-l considera ei, moldoveni, dacă mai putem pune ștampila pe vot, de vot pe asemenea covrigar, înseamnă că ne merităm soarta. Sunt moldovean și sunt tare mândru de asta. Da, băieți. Da. Astea degeaba se enervează, nu știu care PSD-ist că le spun. Mi se rupe la 14 metri în fața garajului. Și pot să-mi bag și pobeda în garaj, dacă vreți. Luați-o cu o pământă afară. Adică astea trebuie spuse. Ca să se învețe minte. Pentru că ei sunt civil servant. Ei sunt slujitorii noștri. Dacă n-am fi noi, ei ar muri de foame. Pentru că vin, dacă îi bagi în economia reală, se întorc acolo să facă covric și zvâng numai gaura. Alții o să-i vezi în fața catedralei, mai ales acum, în săptămâna luminată, cerșind 2-3 lei. Sau nici nu mai cerșesc, acum de când cu cardurile, nu mai cerșesc cu bani. Nu-mi cumpărați o pâine, nu-mi cumpărați un salam, bați-mi un lapte, vă rog. Se întâmplă, băieți, ia mergeți un pic așa prin fața hipermagazinelor alimentare. Să vedeți cum stau ei acolo, bac un copil în brațe, bac un nu știu ce. Nu luați o pâine. Domnul Ciolacu, nu luați un covrig. Dați-mi un covrig. Lăsa lui Romain, mâncați așa aici, de la Buzău, Moldova. Mai am doar 2 minute. Atâta numai să vă spun de unde vine numele domnului Ciolacu. Că m-am interesat. Că-s filolog, facultate de citit. Păi, Ciolacu înseamnă în turcă, Ciolac, înseamnă ciung, olog. Nu se referă la minte. La... Așa? Mai este o chestie, mai este o idee, cum că vine din hindu, de la indieni. Acum nu vreau să vă gândiți la tot felul de chestii. Da? Există rădăcini de-astea care sunt de la indieni. Fi venit și ai lui cu indienii. De acolo, din... De unde? Din Gujarat. Înțelegeți? Și dacă te uiți la harta numelor, că eu m-am uitat. Ia uite aici unde apare Ciolacu. Apare în București, de acolo de aia care o tot migra pe acolo, cum a migrat din toată țara și din Ardeal și de peste tot. Apare în Oltenia full. Din Oltenia au migrat un pic și pe la noi și pe la Banat. Și apare, tată, uite aici, Varicela. În Moldova. Păi degeaba zice ăsta că el nu-i Moldova. Uite, tată, aici. Da? Bă, două mare să vadă și domn Ciolacu, poate își găsește neamurile pe acolo. Da? Ca să nu mai fie... Uite, găsit în 103 localități, de pe www.hartanumeromânești.eu. Ca să știe. Pentru că jignirea pe care o adus-o moldovenilor, de fapt, și-o adus-o în oglindă. E ca și cum s-ar scuipa în contravântului. Știi? Și n-are sens să ziceți, vai, dar cum poți vorbi așa că e premier? Nu-i băiat, nu-i premier. Premier înseamnă altceva. Premier înseamnă să fii peste toți și să te gândești care sunt marile priorități, chiar pe termen lung, chiar dacă nu ne convine. Da? Uite, eu dacă Ciolacu ar veni acum așa spune, băieți, pentru 2025, da, eu încep un program care merge din 4 în 4 ani sau când o meargă, da, astea sunt reformele esențiale pe care vreau să le fac. Și dacă sunt acele reforme pe care le așteaptă toată lumea, pe care toți economiștii le-au băgat sub nas, faceți-le, mă, și la stânga și la dreapta, să nu înțelegeți că vai ăștia de stânga sunt dragi și aia de dreapta sunt îngeri. Nu, nu. Nu există neamuri de îngeri sau partide de îngeri și partide de dragi. Acum eu mă leg de Ciolacu că este la guvernare și face gafe. Da? Dar dacă ar spune, uite, ăsta e programul pe 4 ani, pe 8 ani, pe 12 ani și eu încep și alelalte vor fi duse, sau poate mă votați iarăși și le duc eu 12 ani, ba, spune, băi, eu n-am votat niciodată cu PSD-iștii ăștia lui Iliescu. Dar acum am scot pălăria în fața lor. Dar nu este cazul. Când ai carte, în România numai parte poți să ai. Hai să dăm publicitate, că iară suduim, iară... Da, nu, Doamne ferește, suduim! Bă, auzi, băi, că vine Popa Boloș și acum săptămâna luminată și mă face praf. Publicitate.